Raportul specialiștilor arată că, potrivit tuturor datelor existente, ciclul hidrologic are momente haotice, este dezechilibrat, iar asta se vede în inundațiile devastatoare și în incendiile cu o frecvență fără precedent în istoria măsurătorilor științifice de aproximativ un secol. About half of the world has experienced increase of flooding events and about one third of the planet has been facing increase of drought events. Oamenii de știință au calculat că un grad al încălzirii globale determină creșterea cu 7% a umidității în atmosferă, care, la rândul său, crește potențialul inundațiilor. Ghețarii alpini din Europa, de exemplu, s-au micșorat cu 10% doar în ultimii 2 ani, un record negativ absolut. More than 70% of the water that is used by humans is used for agriculture. It's used to produce food and therefore it's absolutely critical for food and nutrition security. In some countries it's even more than 90% of all the water withdrawals from the systems. So the water supply is actually used for food production. Drinking water, as you your question is very important. It's globally roughly 10-12% of the water that is used for direct human consumption or domestic use. Experții Organizației Mondiale a Meteorologiei, care aparține de Națiunile Unite, spun că circuitul apei în natură este practic mult mai rapid și că asta este cauza directă a majorității dezastrelor naturale pe care le vedem în ultima perioadă. Oamenii de știință spun că modelele de previziune tradiționale nu mai funcționează. Guvernele trebuie să investească în monitorizarea mai detaliată a fenomenelor meteo și a efectelor acestora, ca pe baza acestor previziuni să poată lua măsuri de prevenție.